uitam recent pe un sondaj publicat de Camera de Comerț și Industrie și reieșea că, în primul rând, firmele din România sunt îngrijorate de multitudinea de reglementări inutile, taxe prea mari. În general, relația cu statul este una dificilă. Tu cum vezi lucrurile în perioada asta? Compania noastră nu a avut niciodată niciun fel de datorie la stat. Pentru că așa mi se pare normal. Acestea sunt regulile, atâta timp cât joc în această țară, respect regulile. Că ceilalți nu le respectă sau alții nu le respectă, este problema lor. Dar aveți 9 angajați. Da. Și ai una, practic un asociat, 50-50, da. Și încă 9 da. Angajați. Și principiul după care ne-am construit acest business și eu și asociatul meu a fost că, în primul rând, angajații trebuie să fie mulțumiți. În primul rând ei și, dacă rămâne ceva, ok și pentru noi. Nu poți să crezi asta, iartă-mă. Mi se pare prea idealist așa. Nu, altfel nu se poate. Nu poți, pentru că lucrezi într-o echipă în momentul în care, nu știu, un angajat este nemulțumit, automat s-ar putea ca nemulțumirea să se răspândească în organizații. Ei sunt partenerii noștri. Avem, fiind o firmă mică, nu există, să spun, nu știu ce, management ierarhic. Da? Da. Suntem toți implicați în luarea tuturor deciziilor, în tot ce înseamnă guvernanța echipei noastre. Și ei sunt extrem de importanți pentru noi. Ce ai așteptat de la statul român să facă? Eu, apropo, da, în primul nu rând, ai afaceri cu statul, ai clienți privați. Doar. Da. Doar clienți privați. Nu am reușit. Noi nu am aflat de anumite licitații pe sectoare pe care noi ne desfășurăm activitatea. Nu am putut participa niciodată la nicio licitație pentru că nu avem cifra de afaceri suficient de mare pentru a fi primiți la acea masă. Chit că, exact așa cum spuneai tu, dacă te uiți la clienții noștri, unii au cifre de afaceri mai mari decât anumite ministere. Dar asta este. Ce aștept de la statul român? Atâta timp cât eu îmi plătesc toate taxele, aștept servicii de educație și sănătate. Și infrastructură, dacă se poate. Dar, în primul rând, educație, pentru că, din punctul meu de vedere, cel mai mare inamic și, pe de altă parte, concurent, nu știu cum să-l numesc, concurent care câștigă foarte des al nostru în piață, este incompetența multor manageri care derivă din lipsa de educație managerială. Și educația managerială se face tot pornind undeva în spate, la începuturi, tot sistemul educațional, da? Și mergem la nivel de fiecare etapă. Practic, o educație de calitate mai bună ți-ar aduce și... Absolut, cu siguranță ar fi mai mulți clienți. Să vedeți cât de deștepți sunt toți clienții mei. Cumpăr. Foarte serios, mulți mă întreabă, sau mai bine să-mi zic, hai mă, Andrei, produsele astea se vând singure. Atunci când au ajuns la stadiul de client, când înțeleg foarte bine despre ce e vorba și au certitudinea că este imposibil ca orice organizație să nu-și dorească un astfel de instrument. Dar nu se vinde singur. Mersi frumos, Andrei, și multă baftă în continuare. Ok, eu îți mulțumesc. Mersi.